Agenția de plăți și intervenție pentru agricultură Sălaj eliberează adeverințe pentru beneficiarii pentru ajutoarele naționale tranzitorii în sectorul zootehnic la specia bovine, care intenționează să acceseze credite pentru finanțarea activităților curente de la băncile care au încheiat convenții cu agenția. Creditele oferă producătorilor agricoli posibilitatea utilizării de resurse financiare necesare activităților curente până la efectuarea de către APIA a plăților primelor pe exploatație și pe cap de animal la care sunt îndreptățiți potrivit prevederilor legale. Fondul de garantare a creditului și Fondului Național de Garantare a Creditului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii garantează creditele acordate de bănci fermierilor. Potrivit convențiilor, la solicitarea scrisă a fermierului, APIA eliberează o adeverință de înscriere a fermierului prin care confirmă că beneficiarul a depus cererea de plată pentru ANT sectorul zootehnic la specia bovine pentru anul 2014, că s-au efectuat verificările precum și numărul de animale solicitate pentru schema de cuplată de producție în sectorul carne prima pe cap de animal. De asemenea, în adeverință se precizează că beneficiarul nu face obiectul excluderilor de la plată până la data emiterii adeverinței și că beneficiarul a atașat cererii toate documentele prevăzute de legislația în vigoare, conform Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, suma cuvenită pentru beneficiarii de ANT în sectorul zootehnic, schema de cuplată de producție în sectorul carne bovine este de 300 de lei pe cap de animal. Reafirmăm recomandarea adresată potențialilor beneficiari interesați să-și aleagă creditorul numai după un studiu atent al condițiilor de creditare impuse de fiecare bancă pentru a obține condițiile de creditare cele mai avantajoase și care se potrivesc cel mai bine profilului exploatației sale.